Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Sensul activ al acestui verset este ferice de făcătorii de pace. De ce aceștia vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu? Pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea aceasta cu funcția primordială și fundamentală de făcător de pace. Și când oricare dintre oameni își asumă aceeași funcție și face aceeași lucrare, el este perceput de cei în cauză ca Fiul al lui Dumnezeu, ca și Iisus Hristos, și deci este chemat un fiu al lui Dumnezeu. A fi făcător de pace înseamnă a fi ceea ce a fost Domnul Iisus Hristos. Biblia ne spune că între Dumnezeu și noi era vrăjmășie și un zid de despărțire. Fiul lui Dumnezeu a venit ca să înlăture vrăjmășia și să distrugă zidul. Ni se spune că El ne-a împăcat cu Dumnezeu prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia și astfel El a devenit pacea noastră. Ceea ce rezultă de aici este că a fi făcător de pace nu este un lucru simplu sau ușor. Domnul Iisus Hristos, ca să-i poată împăca pe oameni cu Dumnezeu, a trebuit să ia asupra Lui vina oamenilor, să o plătească prin cruce și să o spele El prin sângele Lui. Noi suntem chemați să continuăm lucrarea Fiului Lui Dumnezeu de făcător de pace, adică de a face pace cu Dumnezeu, de a ne împăca cu Dumnezeu. În momentul când Domnul Iisus Hristos realiza pacea dintre noi și Dumnezeu, când atârna între cer și pământ pe o cruce romană, evanghelistul Marcu ne spune că atunci un soldat roman, care privea cum se realiza pacea dintre om și Dumnezeu, a exclamat: cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. De sub cruce, făcătorul de pace a fost numit Fiul al lui Dumnezeu. Fii astăzi un făcător de pace. Fă pace cu Dumnezeu, iar cei care vor privi la tine să te poată numi Fiul lui Dumnezeu.